Sunt funcția f definită pe r cu valori mari, f de x egal cu 1 pe 2x minus 1. Cerințe. A. Reprezentați grafic funcția. B. Aflați m aparținându-lui r, astfel încât punctul m de coordonate 2m și 3 să aparțină graficului funcției f. C. Calculați valoarea expresiei f de a minus f de minus a minus 4 înmulțit cu f de a minus 1 supra 2. Rezolvare. Începem cu punctul A, reprezentarea grafică. Pentru reprezentarea grafică a funcției, avem nevoie de două puncte. Luăm un x oarecare, de preferat valori mici, vom lua x egal cu 1, pentru care vom calcula valoarea în punctul x, adică f de 1 este egal cu, înlocuim pe 1 pe x cu 1. În definiția funcției care ne este dată la început. Adică 1 pe 2 înmulțit cu 1 minus 1. De aici rezultă că f de 1 este egal cu 1 pe 2 minus 1 minus 1 pe 2. Avem un prim punct, a de coordonate 1, x-ul și minus 1 pe 2, adică y-ul. Alegem un alt x, x egal cu 2, calculăm f de 2 egal cu 1 pe 2 ori 2 minus 1. De unde rezultă că f în punctul 2 va fi egal cu 1 pe 2 ori 2 minus 1, adică 1 minus 1, valoarea 0. Avem un al doilea punct, B de coordonate, X, 2 și Y, 0. Trasarea graficului funcției. Avem axele, axa OX și axa OY, pe care vom pune cele două, puncte A și B, pe axa absciselor și pe axa ordonatelor, unitatea de măsură, alegem punctele și trasăm ulterior graficul funcției. Primul punct de coordonate 1 și minus 2, x1 și minus 2, undeva aici, vom avea punctul A de coordonate 1 și minus 1 pe 2, iar punctul B de coordonate 2 și 0, x2, y0, va fi chiar pe axa OX, 2 și 0. Trasăm graficul funcției printr-o dreaptă care va trece atât prin A cât și prin punctul B. Acesta este graficul funcției, trece atât prin punctul A cât și prin punctul B. Aici și aici, da? Bun. Punctul B. Aflați valoarea lui m, astfel încât punctul m de coordonate 2m și 3 să aparțină graficului funcției. Punctul m de coordonate 2m și 3 aparține graficului funcției dacă și numai dacă coordonatele sale înlocuite în definiția funcției dau o propoziție adevărată, adică verifică definiția funcției. Cu alte cuvinte, f de 2m egal cu 3. Înlocuim în funcție, f de 2m este egală cu 1 pe 2 înmulțit cu 2m minus 1, totul să fie egal cu 3. De aici rezultă că vom avea m minus 1 egal cu 3. De unde rezultă că valoarea lui m este egală cu 4. Așadar, punctul dat
este m de coordonate 2 ori m, adică 2 ori 4, 8 și 3. Punctul C, expresia f de a minus f de minus a minus 4 înmulțit cu f de a minus 1 totul pe 2. La fel ca și la punctele anterioare, a afla valoarea funcției într-un punct dat înseamnă a înlocui punctul respectiv în definiția funcției. Astfel, avem f de a egal cu 1 pe 2 înmulțit cu a minus 1, aceasta este valoarea lui f de a, minus, mai departe, avem valoarea lui f de minus a, și anume 1 pe 2 înmulțit cu minus a, minus 1, aceasta este valoarea lui f de minus a, minus 4 înmulțit cu f de a minus 1 totul pe 2. Adică 1 pe 2 înmulțit cu a minus 1 totul pe 2 minus 1. Închidem și trecem la calculul efectiv. Adică 1 pe 2 ori a minus 1 vom avea a minus 2 pe 2 minus a minus 2 totul pe 2 minus 4 mulțit cu a minus 1 pe 4 minus 1 egal cu a minus 2 pe 2 plus a plus 2 totul pe 2 și aici avem minus 4 înmulțit cu a minus 1 minus 4 totul pe 4. Valoarea este a minus 2 plus a plus 2 totul pe 2 minus, aici vom avea a minus 1 minus 4, adică a minus 5. Calcul, a minus 2 și 2 se reduc, vom avea 2a pe 2, adică a minus a plus 5. Minus a cu a se reduc, valoarea finală a expresiei este egală cu 5. Și aici am încheiat exercițiul cu funcția noastră liniară.